Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sărbătorile s-au dus, am început din nou munca. Acum mărturisesc că am făcut-o un pic, nu neapărat pe repede înainte, dar încheiem ediția suficient de devreme. Din motive personale mi le asum. Tocmai de aceea am pândit așa un pic astăzi când înregistrăm printre reprize de ploaie, facem această deschidere de ediție. Bun, nu ne mai întindem cu vorba. În urmă cu ceva timp a avut loc la Deva o întâlnire a celor ce diriguiesc problemele de finanțare rurală pe partea de vest a țării, cu, în primul rând cu cei ce reprezintă autoritățile locale. Am discutat și despre aia, dar și despre altele cu directorul regionalei 5 Vest pe zona asta de finanțare rurală, cu domnul Iulian Bucătaru. Problemele apicultorilor sunt și ele suficient de mari, tot datorită ploii de care vorbeam un pic mai devreme. Și veți afla mai multe amănunte și câteva sfaturi în întâlnirea de astăzi. V-am rămas dator de asemenea cu discuția cu președintele Asociației Crescătorilor de Ovine, Corvina, cu Nicu Pasc. Și vine și această înregistrare înspre voi tot astăzi. Și proaspăt discutăm cu directoarea Oficiului Județean de Finanțare a Investițiilor Rurale, pentru că ceea ce a anticipat domnul Bucătaru chiar s-a întâmplat. O parte din măsurile de finanțare au sesiuni deschise deja. Finalul de ediție aparține, așa cum ne-am obișnuit, medicului veterinar. La drum însă pornim tot cu o promisiune pe care vă făceam la sfârșitul ediției precedente, și anume de a ne întoarce în timp la Cluj, la Jucu mai exact, acolo unde s-a întâmplat să fie agraria. Și de acolo vin vești interesante, pentru că utilajele agricole pot fi achiziționate și de calitate și la un preț bun. Veți afla de unde și mai ales cum, dar veți afla mai multe amănunte despre cum văd colegii mei din Asociația Presei Agricole din România tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vizionare plăcută! Cristina, uite că ne întâlnim aici la Jucu, la Agraria. E prima dată când veniți și voi. Bine ați venit, da, e pentru prima dată când venim ca și expozanți. Restul anilor am fost doar în vizită. Ce v-a făcut, ce v-a convins să ajungeți și ca expozanți? Păi firma noastră a crescut și am zis că e un moment perfect ca să venim acum, să pregătiți cu de toate. E și pentru că anul ăsta în sfârșit se pot accesa fonduri și aveți de oferit multe? Da, multe noi și la îndemâna tuturor fermierilor și agricultorilor. Am înțeles că ați reușit să găsiți producători externi care distribuie doar prin voi tot soiul de utilaje. Da, ne-au dat exclusivitate, suntem singurii dealeri în România. De exemplu, anul acesta am reușit să întâlnim o fabrică care au venit la noi și au luat măsurători de la tractoarele românești 650-445 și ei fabrică încărcătoare frontale. Pentru că am înțeles că pentru astea românești nu se mai fabricau. Și atunci se fabrică din nou și le puteți găsi la noi. Asta e un lucru foarte, foarte bun. Și nu numai asta, pentru că văd că aveți o gamă chiar absolut completă. Da, o gamă largă. Ne-am extins și cu șnecuri pentru cereale de încărcat. Și după cum vedeți și semănători și mai multe. Și bineînțeles că n-ați uitat de greble. Alea îs produsul nostru. Da, da, cel mai vândut. Acasă cum mai merge? Încet, încet trecând pe acolo, vedem că doar pe vă extindeți și rămâne doar partea de mentenanță în zona mai secând, când în rest aveți numai lucruri noi. Da, ne-am axat acum să aducem mai mult noi. Oamenii cumpără noi, acum cu fonduri, e mai ok așa. Așa este. Ce pot să spun decât să vă dea Dumnezeu să vă meargă bine și dacă reușiți în continuare să aduceți, uite, utilaje performante și la prețuri bune, atunci cu siguranță... Sigur, noi ne-am axat ca să aducem, ca raportul preț-calitate să fie unul perfect. Prima întrebare simplă și concretă, vă place în România? Ciulan și Podoba, România.
Tak, bardzo nam się podoba w Rumunii, bardzo miły kraj i bardzo jesteśmy zadowoleni z wystawy i w ogóle z pobytu tutaj. Sunt foarte bucuroși că am venit în România și le place foarte mult România. Nu au mai fost până acum, e prima dată când au venit aici și sunt foarte încântați. Poate să ne spună câteva cuvinte despre fabrica pe care o conduce și despre utilajele pe care le fabrică? Noi suntem producentami głównie przenośników zbożowych. Ei în special produc șnecurile de cereale. Fac și pentru export mai mult, dar și pentru și vând și în Polonia. Dar mult vând în România, noi vând prin noi, prin Agrovaro. Aceste șnecuri, de ce? Pentru că nu știu câte lume le kauta. Dlaczego wybraliśmy tę produkcję? No, akurat to był taki rynek dosyć niszowy. Jest coraz mniej ludzi do pracy, a coraz większe obszary się au văzut că nu prea se fabrică în țara lor și de aia au ajuns la concluzia că trebuie să deschidă ceva, să facă și locuri de muncă, că erau puține locuri de muncă și așa s-au decis că trebuie să le, că o să le facă. De la ele au plecat sau de la greble? Tak, to był podstawowy produkt, a rozszerzamy tam o inne maszyny, ale to jest taka wiodąca maszyna, którą tego robimy najwięcej i w tym się specjalizujemy. Cel mai bine sunt specializați în șnecurile de cereale și au început cu asta. Da. Și acum au ajuns și la greble, se gândesc și la alte utilaje pe viitor? Se gândesc să fabrice și alte utilaje. De exemplu, ei nu fabrică greble, fabrică aia de scos cartofi, aia albastră de acolo, da. Da. Foarte interesant asta cu scosul cartofilor. Acum nu știu dacă o să reușească Rossi să strângă totul de asta, trebuie să o spun. Mașina aia de scos cartofi, trebuie să o vedem așa un pic mai special. Poate să ne spună mai multe vorbe despre cum lucrează mașina de scos cartofi? Copașca vivioadă și pe prostul. Ei au făcut-o în special pentru agricultori, ca să aibă omul acasă, că firmele mari, nu fermele mari, au mașini mari, nu? Ei le-au făcut ca să fie mică și să încapă oriunde, ca oamenii să poată să se descurce. Și în Slovacia, când au fost, oamenii de acolo l-au întrebat, partenerii cu care lucrează, l-au întrebat dacă nu face cumva, dacă nu poate să o facă. Și el a zis că de ce nu, hai să încerc să o fac. Și a început să facă și asta. Asta e acum nouă ieșită, de-abia anul ăsta. Deci unul dintre produsele noi și atunci revin cu întrebarea. Se gândește și la alte utilaje pe viitor? Tak, na pewno będziemy produkować nowe maszyny i wprowadzimy też na rynek tutaj rumuński, z tym, że to maszyna jest na razie w trakcie patentowania i za wiele na jej temat nie mogę powiedzieć. Nu poate să ne zică mai multe, că abia acum aș face planurile. Atâta timp cât e pe piața românească, am înțeles că lucrează foarte bine cu Ștefan Varo. Ce ne poate spune despre Agrovaro? My jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy. Relacja lui cu Agrovaro este foarte bună, lucrăm cu ei și el lucrează cu noi de un an jumătate. Și este foarte mulțumit că vindem foarte mult aici în România. Bun, și ar fi o singură întrebare de pus. Dacă vreodată ne urcăm și noi cu Ștefan în mașină, să mergem în Polonia, să vedem fabrica, ne primește acolo? Zapraszamy w każdej chwili. Vă invită, puteți veni oricând, nu e nicio problemă, puteți veni. Ne spunea Cristina ceva mai devreme că unul dintre utilajele noi venite în Agrovaro sunt încărcătoarele frontale specializate pentru tractoarele românești. Iată că vorbim cu cei care le produc. De ce v-ați gândit să faceți încărcătoare frontale pentru tractoare românești? Bo widzimy na rumuńskim rynku tak naprawdę przyszłość z tymi ładowaczami. Wiemy, że u nas... Ei au observat că aici la noi sunt foarte multe tractoare românești și nimeni nu produce încărcătoare pentru tractoarele românești. Deci ei sunt singuri care o să le producă. Deja într-o săptămână, le-am dat comanda săptămâna trecută și deja le-au făcut. Suporții. Sunt singurele utilaje pe care le produc încărcătoarele pentru diferite tractoare sau au o gamă mai largă de utilaje? Nie, mamy bardzo duży asortiment maszyn rolniczych, jak i komunalnych. Nu fac doar încărcătoare. Ei au fost primii care au produs încărcătoarele în Polonia. Dar mai fac și greble, cupe, toate accesoriile pentru încărcătoare, cositori mai fac, de toate fac. Și aceeași întrebare, pentru că pe mine chiar mă interesează, ce ne poate spune despre colaborarea cu Agrovaro? Bardzo fajnie nam się współpracuje z Agrovaro, ponieważ jest miła obsługa, jest fajna reklama
I tu widzimy tak naprawdę przyszłość w tej firmie. Ei văd viitorul în această firmă și este foarte mulțumit cum l-am primit aici. Și el vede că în viitor o să ne dezvoltăm foarte tare și este foarte mulțumit de noi. Agraria înseamnă ceva pentru foarte multă lume, pentru că e cel mai mare târg de aici din zona Transilvaniei. Și pentru voi cei care trudiți în zona asta zootehniei, e totuși un semn. Da, e un moment foarte bun pentru toți să ne întâlnim, să schimbăm experiențe, să arătăm fermierilor o adevărată oportunitate pentru creșterea vitelor de carne, mai ales în condițiile actuale în care piața laptelui a scăzut dramatic. Noi venim cu o soluție pertinentă pentru a-și transforma, practic, sau a tranzita de la lapte către carne, un sector în plină dezvoltare, nu doar în România, ci în toată Europa. Așa este. Atât doar că, din păcate, cel puțin pe zona noastră, cultura consumului de carne, din vite de rasă de carne, încă e cam la început, e cam timid. Este adevărat. Într-adevăr, discutăm de o cultură în final, în toată povestea asta. Pentru că noi ceea ce găsim în galantare, din păcate și în acest moment, nu este o carne de calitate. Referitor la rasa Angus, pe care dorim să o promovăm din toată inima, este o rasă premium cu niște verități culinare extraordinare. O rasă care se pretează la pășunile noastre din toată România, practic, și valorifică superior partea vegetală a pășunii. Tocmai de aceea o recomandăm fermierilor pentru a o crește și a crede în acest segment. Este un segment extraordinar de important care se dezvoltă de la an la an. Și nu e nici pretențioasă această rasă. Este adevărat, este o rasă semisălbatică. Ea trăiește practic între minus 40 și plus 40 de grade în condiții externe, să zic. Nu necesită adăposturi, necesită doar o pășune, câteva pâlcuri de copaci unde să se adăpostească când e foarte cald. Și în rest e extrem de ușor de crescut. Practic este o rasă economică, da? O rasă economică, ușor de întreținut, fără costuri și de aici și profitabilitatea pentru crescători. Nu numai atât, ci și faptul că nu trebuie ca la celelalte rase, și mă refer aici la rasele de lapte, n-am nimic cu crescătorii și cu cei care cresc vaci de lapte. Dar după asta nu trebuie să fii toată ziua după coada ei. Este corect. Se elimină o sumă mare de costuri, practic. Odată, costurile cu personalul, costurile cu furajele de calitate și alte costuri care intervin cu consumul de energie, tancuri de răcire și așa mai departe. Eu sunt total de acord și cu sectorul laptelui, dar din păcate nu este susținut, nu este încurajat în momentul de față. Și partea de vită de carne este o alternativă pentru fermierul român. O alternativă viabilă în momentul de față. O alternativă viabilă în momentul în care e, hai să spunem, pusă la punct și partea de valorificare. Pentru că asta e durerea mare a crescătorului. Indiferent că e pe rasă de lapte, că e pe rasă de carne, că e crescător de bovine, de ovine, de orice or fi. Valorificarea, din păcate, pe aceea prin spațiul ăsta Carpato-Danubiano-Pontic, suferă. Așa este. Firma pe care o reprezint, nu știu dacă am voie să... Din păcate, nu. Okay, am înțeles. Noi avem programe de răscumpărare a vițeilor. Practic, partenerii noștri care achiziționează genetică de la noi, vorbim aici de vițele, vaci gestante, tauri, material seminal, beneficiază de contract de răscumpărare a vițeilor, contract cu specificarea prețurilor clare, garantat 5 ani de zile. Adică noi nu oferim doar material genetic, oferim o garanție a unei pieți, da? O constanță în prețuri. Deci, practic, nu, fermierul român nu va mai fi la mâna, să zic... Samsarilor. Așa, să îi denumim samsar popular, da? Și vor ști în permanență cât valorează animalul pe care l-au crescut. E o chestie extraordinară. Nu știu dacă mai sunt firme în România care vând genetică și asigură piața de desfacere. Ei, noi o facem și ne mândrim cu treaba asta.
avem nevoie de animale, avem nevoie de parteneri, am nevoie de Angus, metiși de Angus în fermă. Pentru că noi suntem direct conectați la piața mondială și europeană de carne. Să vă dea Dumnezeu să vă dezvoltați. Să dea Dumnezeu ca oamenii să înțeleagă că există o delimitare clară între rasă de lapte și rasă de carne și dacă vrea să aibă ceva bun în farfurie, atunci să meargă pe rasă de carne. Sunt de acord, vă mulțumesc mult pentru urări și sper și eu să înțeleagă beneficiile unei rase de carne de calitate. Pentru că Angus, spre deosebire de alte rase, nu vreau să atac alte rase de carne, este o rasă de carne premium, extraordinar de bună, savuroasă și de aceea piața este extraordinar de mare pentru carnea pe care o producem noi la Sibiu, cu mândrie la Sibiu, în zona Sibiului. Nicoleta, mă bucur că ne reîntâlnim și aici la Agraria. Comparativ cu anul trecut, foarte, foarte multă lume. Oare faptul că se dă drumul la depunerea de cereri pentru proiecte e un motiv? Să dea Dumnezeu să fie, pentru că asta înseamnă că în sfârșit fermierii români au bani la dispoziție pentru a-și utila fermele. Asta e durerea cea mai mare, să fii fermier, să vrei să-ți dorești să te dezvolți, să vii într-o astfel de expoziție, să vezi tot ce e mai bun în materie de utilaje și tehnică agricolă și să nu ai posibilitatea să ți le achiziționezi. Nu zici să le cumperi ca la piață, că nu venim cu valiza de bani, dar să accesezi un proiect pentru că nu mai ai cofinanțare, pentru că ți-ai angajat tot, inclusiv casa părinților a ta și a familiei așa în general, e mare păcat pentru agricultura românească, pentru că vorbim în 2016 despre terenul românesc foarte valoros pentru străini, de exemplu, dar care încă nu reprezintă o garanție pentru băncile din România, ceea ce e strigător la cer. Un pământ care îți produce atât de mult. Așa cum nu reprezintă absolut nicio importanță pentru sistemul bancar, nicio afacere, de pildă o fermă de vaci care are absolut toată producția contractată și multe și multe altele. Am putea să mergem sau am putea să dăm mult prea multe exemple. Și totuși românul se încăpățânează să lucreze în toată nebunia asta. Da, și pentru că vorbim totuși de o expoziție care în la 22-a ediție, în a treia zi a manifestării, a adunat foarte mulți fermieri. Deci de dimineață, este ora 6 acum, de dimineață de la ora 9 era coadă la intrare. Fermierii stăteau să vadă ce a mai apărut nou, să se informeze. Înseamnă foarte mult. Este, cred că, primul an în care, cu toate dezamăgirile cauzate de lipsa subvențiilor și de o perspectivă mai bună anul ăsta, totuși fermierii români au venit în număr foarte mare la expoziții. Sunt și bănci, sunt și societăți care oferă creditări și finanțare. În general, firmele care funcționează în România, importatori sau producători români, câți mai sunt și ăștia, au învățat că dacă nu vin și cu un program de finanțare alăturată tehnici pe care o comercializează, nu prea merg lucrurile. Ne aflăm totuși într-o zonă cu o tradiție foarte mare în creșterea bovinelor. Avem și aici ce vedea la sectorul zootehnic, e elită, tot ceea ce înseamnă vacă de carne, vacă de lapte, bivolul românesc pe care ne chinim atât de mult să-l mai promovăm în perioada asta, ovinele. Sunt foarte mulți crescători de animale care doresc să-și modernizeze fermele ca și utilaje specifice sectorului zootehnic. Le găsesc pe toate aici. Mă bucură numărul mare de vizitatori. Sper să fie un semnal bun și pentru cei care hotărăsc soarta agriculturii în România. Să dea Dumnezeu să fie așa. Eu sunt convins că ai o proiecție mult mai largă decât avem noi pe ceea ce înseamnă județul Hunedoara vis-a-vis de cuiul Pepelea în tot ceea ce înseamnă activitatea agricolă, valorificarea. Toți se lovesc de asta, pe toți îi doare partea asta. Noi discutăm de rețele montane, noi discutăm de rețele de comercializare, de piețe volante, dar nu le facem. Există bani pentru așa ceva, bani care pot fi accesați mâine. Da? Doar că aici ne lovim din nou de autorități. Ele sunt cele care trebuie să depună proiecte pentru a asigura spațiul și condițiile necesare dezășurării punctului de vânzare, da? Că vorbim de puncte de vânzare temporare, volante, permanente și așa mai departe. Dacă
Nu mă dăm din gură cât de bună e mâncarea românească și de cât de mult vrem să facem pentru a mânca românește și pentru a sprijini producătorii români, nu e suficient. Da? Și tot autoritățile au la îndemână pârghile pentru a face ceva în sensul ăsta concret. Comercializarea, doar că facem, obligăm supermarketurile să aibă produse românești. Ce produse românești am? Cred că e un mare semn de întrebare apropo de programul ăsta. Da? Haideți să încurajăm vânzarea de la poarta fermei, așa cum o fac francezii, cum fac englezii de atâția ani de zile. Să încurajăm ceea ce fac alții și funcționează. Se poate. Da, la alții funcționează și partea aia cu autoritățile, dar nu e nimic că vin acum alea 30 de zile în care ne aburesc și 4 ani în care uită toate astea. Pentru că e dureros, da, noi ăștia suntem, facem hază necaz, dar ăsta e adevărul. Din păcate, de la ei, care ar trebui să dea semnalul, pe comunitățile alea lor, pe care le conduc, care ar trebui să dea semnale, încearcă acum și pe urmă pauză. Da, și sincer, mai e o problemă, știi, nu ne obișnim noi românii să ne asumăm răspunderea și responsabilitățile până la urmă. Dacă unul singur dă din gură, da, pe românește, dacă unul singur ridică o problemă și nu are în jur încă 10 care să-l sprijine, degeaba, ăla singur nu face nimic. Ne-am obișnuit să ne lăsăm liderii să meargă, să discute, să beneficiem de pe urma negocierilor pe care le face, bineînțeles dacă nu ne convine să îi dăm în cap cât putem de tare, nu. Hai să fim odată pentru totdeauna uniți. Că altfel nu avem cum să facem graniță pentru, împotriva importurilor, da? Că noi putem face chestia asta. Degeaba spunem că putem hrăni, că putem face, putem drege. Nu facem nimic. Noi românii trebuie să facem. Începem cu mine, cu tine. Bine, o să o facem. Ne unim. Noi suntem uniți. Măcar într-o idee. Faptul că acești oameni care trudesc trebuie să promovați. Mai departe, deja trebuie să intervină și ei, prin asocieri, prin grupuri de producători, prin atâtea și atâtea pârghii care le stau la dispoziție și, culmea, care le pot aduce și niște bani cu care să se dezvolte. Și noi ca ziariști, de asta ne-am unit până la urmă, nu? Dacă noi în sine nu dăm un exemplu că putem face mai mult și că rolul nostru este de a-i promova și de a le promova produsele și de a-i promova pe ei ca oameni și ca entități și ca instituții agricole, noi ne facem datoria. Ce se întâmplă mai departe? Fiecare cu răspunderea lui. De asta spun. Haideți să facem mai mult. Să determinăm odată autoritățile să înțeleagă că puterea exemplului bun este de urmat. Dacă nu avem exemplul bun dat de autorități, nu vom face niciodată nimic. Pentru că pentru orice adeverință, pentru orice hârtie, pentru orice ștampilă, fermierul, producătorul român stă la coadă, da? La o ușă la care trebuie să facă plocoane. Să renunțăm odată la chestiile astea ca să putem să spunem că în sfârșit avem o societate care funcționează după legi normale. Și societatea agricolă atunci, în general, va funcționa după legi normale. Până atunci, fermierul nu are timp să meargă să-și vândă produsele pentru că el este producător și nici nu trebuie să meargă până la urmă. Dar noi am creat pârghile prin care să-și poată comercializa producția. Și el este de toate, și producător, și contabil, și coordonator de proiecte și așa mai departe. Și nu este normal. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate. Mă, de ani de zile vă spun că apa e bună. Și așa e că nu v-am mințit. E bună dacă ai după ce o bei. Și eu am găsit. Uite, produsele tradiționale făcute de Bianca și Daniel Țurcanu la Bârsău. Le găsiți ori aici în piața primăriei Deva, ori la magazinul Econfex, lângă piața aialaltă mare, tă din Deva. Dacă nu, la ei acasă, cred că. Bune de te umpă maț. Eu nu mai pot, îmi lasă gura apă. Nu-i așa, mă. Gustați și voi.
Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Turimpex Group, alături de fermierii hunedoreni de peste 20 de ani. Turimpex Group comercializează tractoare, motosape, mașini de tuns gazonul, motocositoare, motocoase, atomizoare, ierbicidatoare, freze de pământ, palotiere, pluguri, mulgătoare și alte utilaje agricole. De Vacalea Zarandului, numărul 70, telefon 0254-229-983. Turimpex Group. Toată gama de utilaje agricole pentru ferma ta. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Societatea Comercială Agroamisol SRL oferă consultanță pentru managementul afacerilor în domeniul agricol și non-agricol. Agroamisol SRL întocmește studii și documentații tehnice în vederea întocmirii de proiecte finanțate prin fonduri europene. Agroamisol SRL. Punem umărul la succesul tău! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Domnule director, vă întâlniți în primul rând, sau v-ați întâlnit cu cei din administrațiile locale. Da. O întrebare și din zona asta și pe urmă trecem la celelalte care ne dor. Au vreo șansă comunele mici și alea sub 2000 de locuitori? Din păcate, nu pot să vă dau vești foarte bune sau îmbucurătoare pe zona asta. Se poate vorbi de o mică confuzie care se face. Nu înseamnă că o comună poate pune un cer de finanțare dacă are sub 2000 de locuitori. Doar că are un handicap, mai ales pe zona de investiții pe zona de apă și apă uzată, unde condiția de eligibilitate spune foarte limpede 2000, 10000 de locuitori echivalenți, și subliniez echivalenți. Deci este posibil ca o localitate dintr-o comună care are 1950 de locuitori să aibă 2000 de echivalenți și acea comună, acea localitate și acea comună să fie eligibilă prin programul nostru. Dar mai este o condiție care ține de măsura în care în master plan, când vorbim de investiții de apă și apă uzată, acea comună, acea localitate din cadrul comunei se regăsește inclusă într-o aglomerare cu 2000, având 2010.000 de locuitori echivalenți. Deci niște nuanțe pe care noi am dorit să am sperat să fie limpezi la nivel de ghid, iar dacă există nevoia de a limpezi aceste aspecte, motiv pentru care am fost și astăzi prezent, oricând vă stau la dispoziție și le stau la dispoziție comunilor pentru a lămuri lucrurile. Deci pe celelalte tipuri de investiții, drumuri, cămine culturale, after school-uri, grădinițe, clădiri de patrimoniu de clasă B, dacă au asemenea clădiri în patrimoniu comunele, nu există o restricție din perspectiva numai de locuitori, există doar o eventuală diminuare a punctajului, având mai puțin locuitori decât comunele cu 3000, evident că primim mai puține puncte pe zona numărului de locuitori de servicii. Iar PNDR a plecat de la ideea prioritizării investițiilor care deservesc cât mai mulți locuitori.
Și județe precum Hunedoara, precum Carașul au o problemă într-adevăr pe zona asta, pentru că nu concentrele umane sunt așa de mari ca dimensiune. Bun, și acum principalul motiv pentru care am dorit neapărat să stăm de vorbă cu dumneavoastră este demararea depunerii de cereri de finanțare din partea, în primul rând, a fermierilor, pentru că ne interesează acești oameni. Ce se întâmplă? Puteți să ne spuneți cam cum se va etapiza această depunere de cereri? Depunerea cererii de finanțare se va derula pe modelul de anul trecut. Vorbim de o sesiune anuală cu etape lunare în cazul beneficiarilor privați și cu etape trimestriale în cazul beneficiarilor publici. Cel puțin astea sunt premise de care se pleacă la acest moment. Demarea sesiunii de punere de proiecte este legată și de-aia s-a întârziat într-o măsură de apariția modificărilor prevederilor HG-ului, hotărârii de guvern 226 pe 2015, care reglementează cadrul de implementare a PND-ului 2014-2020. În aceste condiții, măsura în care această modificare, acest HG de modificare a HG-ului 226 va apărea, lucrurile vor intra în dreapta, în sensul în care probabil că în decurs de câteva zile, după consultarea și după concluzionarea în legătură cu rezultatul consultării cu membrii comitetului de monitorizare, vor intra în dreapta și va putea fi deschisă sesiunea. Probabil, așa cum din semnalele pe care le am eu, dacă nu va fi sfârșitul aprilie pentru ceea ce înseamnă componentă privată, beneficiari privați, cu siguranță va fi începutul lunii mai, deci după Paște se va putea depune cei de finanțare pe privați și probabil că și pentru beneficiarii publici, cu o mică rezervă în legătură cu investițiile care vizează zona de apă și apă uzată, unde sunt o serie de discuții în legătură cu revizuirea master planului din perspectiva aceea sfârșită mai devreme cu 2.000-10.000 locuitori. Pentru zona de neagricol pe care n-am abordat-o și bine ați făcut că mi-ați atras atenția, elementele avute în vedere sunt exact ca și cele de pe zona de investiții de interes în zona agricolă. Deci sub măsura 6.2 și sub măsura 6.4 vor demara și vor debuta și ele ca și sesiune în acest an, odată cu investiție pe 4.1, pe submăsura 4.1, pe submăsura 4.2, 6.1, 6.3. Deci nu va fi o diferențiere între ceea ce înseamnă neagricol și agricol, doar în legătură cu beneficiarii publici sunt o serie de discuții care ar putea să conducă la amânarea, probabil și în contextul dificultății de a obține și de a genera hotărâri de consiliu local în acest moment, când, apropiindu-ne de momentul 5 iunie, probabil că va fi mai dificil convocarea consiliului locale, va fi mai dificil convocarea consiliului locale și obținerea acelor hotărâri de consiliu local care să permită depunerea cererii de finanțare. Deci din acest punct de vedere, privații vor avea clar prioritate, în sensul în care vor sesiunile de depunere proiecte pentru privați, pentru beneficiarii privați vor fi înaintea celor pentru beneficiarii publici. Precedentul începutul unii mai, în esență. Domnule Corb, o perioadă destul de ciudată din nou pentru apicultori. Unii dintre ei au plecat deja în pastoral, alții stau acasă și pândesc vreme bună. Da. Începutul a fost promițător la pomii fructiferi. Pe urmă s-a plecat la rapiță. Am avut probleme la rapiță. În primul rând ne-a ajutat timpul. În al doilea rând am avut câteva situații în care au fost familii intoxicate. Nu s-au anunțat stropirile. Acum suntem la Salcâmunu în sud, pe malul Dunării. Vremea este cum este, așa. Sperăm, nu știu dacă vom mai prinde câteva zile. Apicultorii deja au început să se deplaseze la Salcâm 2 în Gorj și ne rugăm ca cel de sus să ne dea vreme bună. Altfel, Salcâmul se duce. Bun, dacă cei care sunt în pastoral sunt oarecum, așa cum spuneați, la mâna Domnului, pentru cei care rămân pe vatră, dar să avea niște sfaturi să le dați, că pentru ei e un pic mai greu. Da, deci ce se poate întâmpla pe vatră? Dacă familiile nu sunt dezvoltate ca lumea, să zic că pot să le stimuleze. Cât de puțin, 200 de grame, 300 de grame până la 500 de grame la 2-3 zile, în funcție de ce spune cântarul, de control, sau să uită în stup să vadă, e nevoie, nu e nevoie de mâncare. Tratamentele să le mai facă cei care nu au făcut destule și în rest să aibă grijă că am înțeles că unii care au stupii foarte buni deja au tras boși de roire. Și se vor trezi că ei stupii au intrat în frigurile roitului, când apare salcâmul la noi nu o să mai fie bun pentru cules. Deci asta e alt aspect.
Da, deci apicultorul care e apicultor priceput știe ce să facă. Mai echilibrează familiile, deci cele care sunt foarte puternice mai ia de la ele, mai dă la cele mai năcăjite și așa mai departe. Să aibă mâncare și no, să nu-i scape la roit, să fie tratat tupii și cam asta este, din păcate. N-avem ce face, ne gândim să sperăm să prindem un salcâm măcar. Cu planul național apicol va fi ca și până acum, deci apicultorii va trebui să depuie dosare la asociații. Văd că așa se merge. A fost o variantă să se depună dosarele direct la APIA și, chiar ne avantaja și ne convenea treaba asta. Dar văd că tot prin asociație se depun, apicultorul să aibă grijă înainte de a depune dosarul, înainte de a face orice cumpărătură. Va trebui să aibă adeverință de la primărie cu o dată înainte, va trebui să aibă cererea către asociație cu o dată înainte și pe urmă poate face cumpărăturile. Neapărat trebuie să cumpere medicamentele, deci e o condiție ca să iei restul, trebuie să iei medicamente pentru un an de zile în funcție de schema de tratament, care o face apicultorul sau o face asociația. No. Și din păcate noi deocamdată nu putem da medicamente. Probabil că vom deschide un depozit farmaceutic, dar durează un pic cu hârtiile și cu amenajarea. Și, no, deci va trebui să iei medicamente de la farmaciile veterinare, să aibă factură, să aibă forma de plată, ori bon, ori chitanță. Deci astea trebuie neapărat să le aibă la dosar, la factura în primul rând. No. Și pe urmă va putea să ia lăzi, va putea să ia măci. Și cam astea sunt principalele lucruri, că familii de albine și roi nu prea avem de unde să luăm, trebuie să iei de la ferme autorizate. Da. Deci ca și până acum, dar să aibă toate hârtiile, aici noi la magazinul apicol, doamnele, au o listă cu tot ce trebuie la apicultor, să treacă și pe aici, dar în primul rând să fie membru. Autorizație sanitar-veterinară să aibă de la DSV și cam astea sunt lucrurile principale. Și pe urmă, să ne rugăm să ne dea vreme bună de sus și Doamne ajută să facem ceva anul ăsta, că de fapt apicultorul din, să zic, din iulie anul trecut s-a pregătit pentru salcâmul, primul salcâm acum și pentru de iulie anul trecut. Și atunci să ai și dezamăgirea să nu ai nimic, chiar e frustrant așa și să nu mai zic că nu suntem ajutați deloc cu subvenții din partea statului, cum sunt celelalte sectoare agricole, din păcate. Atât pe bio cât și pe convențional, apicultorul nu primește nimic. În afară de programul ăsta național apicol, care e foarte stufos și accesat de foarte puțini apicultori, din păcate. Astea sunt realitățile. No, să ție legătura cu noi și vor fi în temă cu programul național apicol. No, alte probleme nu le mai știm deocamdată. Ajungem practic la motivul pentru care am venit astăzi aici. Dar de aceea trebuia să încep discuția. Motivul principal este să stau de vorbă cu președintele proaspăt înființate Asociației Corvinia a Oierilor, în primul rând din zona Zarandului. Corvinia Zarand, nu știu, e așa un pic, mie mi s-a părut așa un pic ciudat, dar în definitiv trebuia să poartă un nume. Da, este o asociație nou înființată, așa cum știți, este multinațională, cuprinde țara Zarandului, țara Hațegului, Valea Mureșului. Este o asociație. Hai să spunem țara Mureșului ca să fie trei țări. Da, iată că s-a înfăptuit unirea. Da, este o asociație care este nou înființată, la care am pus, așa cum spuneam, umărul toți crescătorii importanți din această parte de județ. Colaborăm la fel de bine și foarte bine cu celelalte asociații. Sperăm să facem în așa fel încât crescătorii de animale să simtă rolul unei asociații, să simtă ceea ce înseamnă o asociație cu adevărat, cum aș spune. Vedeți în sănătate, vedeți în alte zone unde asociațiile merg bine, unde dacă principiile lor sunt sănătoase, dacă scopul este unul nobil, nu are cum să nu fie în beneficiu crescătorilor.
sperăm să avem rezultate bune. Deocamdată ne cristalizăm, suntem o echipă de tineri, mă rog, de încă tineri inimoși și sperăm să dăm rezultatele pe care ne dorim. Pentru că spuneai și făceai această comparație cu ceea ce înseamnă asociațiile din afară. Ei sunt foarte bine structurați. Asociația voastră va rămâne în zona oieritului și eventual a crescătorilor de capre sau se poate duce un pic înspre toți crescătorii de animale din zonă? Vom fi în special pentru, va fi adresată special pentru crescătorii de oi și pentru capre. Nu, vaca este deocamdată foarte bine situată într-o asociație foarte puternică și noi cu animalele pe care le avem în fermă face parte în asociația crescătorilor de vaci, iar oile și caprele pe care le avem, în special oile, caprele, știți și dumneavoastră, este un număr destul de redus în județul Hunedoara. Suntem în asociația nou înființată și noi vrem să facem câteva lucruri, cum să vă spun, doar pe rasa de oaie și capră și sperăm să ducem rezultatele acolo unde ne le dorim. Nu, așa mi se părea și mie, normal, de asta vorbeam am pus la încercare, de ce nu, în definitiv, cam așa trebuie. Mai ales că dacă am merge și mai departe, pe urmă aș veni și aș întreba, pe când o asociație care să se ocupe de partea de valorificare? Pentru că dacă tot luăm modele de afară, ei așa fac. Sunt cei care cresc, cei care vând. Și sunt două asociații, culmea, aproape aceiași membri, dar cu obiective diferite. Da, noi gândim, după cum știți, legislația nu ne permite ca noi să și vindem produse, ne gândim la un SRL, ne gândim la o formă de juridică în care, de ce nu, asociația să fie acționar majoritar. Să poate, legea ne permite, Registrul Comerțului ne dă voie și atunci, sigur că ne gândim și la valorificare, adică să închidem acest circuit, fiindcă aici este marea problema noastră. Noi am încercat să, când spun noi, ne referim la toate asociațiile din România, au încercat să facă, să creeze eu știu, cu alte scopuri și nu intru în amănunte, mai puțin pentru acela de a ajuta crescătorul de animale. Suntem în discuții cu un partener din afară care vrea să cumpere în special carne de oaie și capră de la noi. Noi, sigur că putem oferi doar oaie. Și atunci ne gândim ca să putem vinde pentru un SRL prin care, da, acționar să fie asociația. Și eu știu și alți crescători, alți oameni de afaceri, dacă nu, dar însă acționam ajutat să fie asociația. De ce nu și un grup de producători? De asta ne-ați ascultat telefoanele. Eu nu, dar poate mi-a spus cineva care a făcut asta. A fost o glumă. Știu. Da, suntem pregătiți să facem pasul spre un grup de producători. Cum știți, facem parte din Galul Țara Zarandului, zona Certejului. Am văzut că s-ar putea cumpăra, eu știu, s-ar putea face un grup de producători pe care să achiziționăm, eu știu, echipamentele necesare pentru care se acordă sprijin și care ne-ar fi nouă necesare pentru a, eu știu, ne descurca în acest grup de producători care deja are alte dimensiuni și sigur având utilajele și având mașinile și echipamentele care aveau nevoie, putem să ne descurcăm și să onorăm comenzile pe care, v-am spus, le avem oarecum pregătite. Știu că vă bucurați de un sprijin foarte important din partea Camerei Agricole Județene Hunedoara. Da, Camera Agricolă Hunedoara a fost alături de noi de la început, ne sprijină, ne ajută, sunt partenerii noștri, ca să spunem așa, colaborăm foarte bine și cu celelalte instituții ale județene care se ocupă de agricultură, suntem în relații bune. Până la urmă sunt relații firești și absolut normale, adică
toți lucrăm în domeniul agriculturii, adevărat, pe paliere diferite, dar toți suntem în agricultură și toți, cred că e absolut normal și firesc să ne înțelegem și să avem o lucrare foarte bună. Domnișoara director, în primul rând permis să-mi fie să vă adresez salutul creștinesc în această perioadă. Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Veste bună și din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. A venit un pic înainte de cealaltă veste minunată pe care am primit-o, dar am ajuns noi mai târziu, ori să o aflăm, dar cred că nu e niciodată târziu să transmitem vești plăcute celor care ne urmăresc. Nu, așa este, bine ați revenit în instituția noastră. În data de 28 aprilie, înaintea sărbătorilor pascale, s-au lansat primele sesiuni pentru anul 2016. Într-adevăr, ne bucurăm că vor veni acești bani. Ele au fost lansate cum tot previzionam noi și vă spuneam, începând cu luna mai, s-au lansat chiar spre sfârșitul lunii aprilie și vreau să dau curs și să citesc exact măsurile pentru acest an. Măsurile pentru care s-au lansat sesiunile au alocat o sumă de peste 541 de milioane de euro, o sumă consistentă, și o să vă spun exact măsurile care s-au lansat. În data de 28 aprilie, începând cu ora 12, și până în data de 31 octombrie 2016, ora 16, vor fi deschise următoarele sesiuni pentru submăsurile 4.1, investiții în exploatații agricole, 6.1, instalarea tinerilor fermieri, și fermele mici, submăsura 6.3. Aici vreau să vă spun un lucru ca noutate pentru acest an față de 2015. Proiectele pentru submăsura 6.1, la fel ca și cele pentru submăsura 4.1, vor fi depuse online. Doar cele pentru submăsura 6.3 vor fi depuse documentar la noi la oficiu județean. Bun, asta nu îi împiedică pe cei care doresc să acceseze fonduri pe aceste submăsuri, înainte de a depune, să treacă pe acei și să ceară consultanță de specialitate, pentru că le oferiți cu dragă inimă, din câte știu eu. Da, un alt lucru foarte important, ghidurile solicitantului pentru aceste submăsuri sunt în forma definitivă pe site. Îi rog foarte frumos, înainte de întocmirea planului de afaceri și a cererii de finanțare, să studieze atent aceste ghiduri, deoarece au survenit mici modificări care, vă garantez eu, au venit în favoarea dânșilor. Cum am spus și anul trecut și în toate emisiunile, ne dorim să simplificăm procedurile, să le studieze, pentru că sunt unele modificări înspre bine. Și ceea ce înseamnă contractele pentru terenuri, vor fi un exemplu, vă dau doar, și acceptate și contracte de închiriere, lucru pe care ne-a fost solicitat din teritoriu, și contracte de comodat, atât cât timp cât ele sunt întocmite la notariat. De aceea, înainte de a procede în a face toată documentația, să citească ghidul și să vadă aceste modificări, să se plieze pe ele, să le fie și lor munca, bineînțeles, mai ușoară. Vreau să mai permiteți să vă spun și de sesiunea celor două submăsuri noi. Ele sunt o noutate și pentru noi și, bineînțeles, și pentru beneficiarii noștri. Acesta va fi deschis, această sesiune, între 28 aprilie 2016, ora 12, și 31 iulie 2016, ora 16. Deci puțin mai scurtă ca și celelalte. Aceste submăsuri sunt submăsura 16.4, sprijin pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol, cum vă spun, și sub măsura 16.4a, sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol. Lucrurile care vă spuneam, că încercăm să venim și în sprijinul producătorilor de a se organiza și de a reuși să comercializeze produsele lor mult mai ușor. În campania de promovare, deoarece mergând aproape în fiecare comună și fiind în contact direct cu fermierii, văzându-le nevoile, una dintre marile probleme ale lor a fost aceasta. Bine, facem proiecte, investim, dar cum comercializăm marfa? Într-adevăr, este o reticență a
poporului român, a hunedorenilor în mod deosebit, după colectivizare, confundă cumva această colectivizare cu ceea ce, cu ceea ce se dorește astăzi pe piața economică, dar ei trebuie să fie conștienți că nu este vorba de vechea colectivizare, să treacă peste acest prag psihologic, îl numesc eu, că aici este problema, și să înțeleagă că doar așa vor putea să comercializeze această marfă pe care dânsii o produc la prețuri mult mai bune, pentru că altfel nici nu poți să intri pe piața marilor magazine, deoarece ei cer anumite cantități. Tu, ca singur producător, nu reușești să le oferi această cantitate. La fel este și cu crescătorii de animale, crescătorii de ovine, crescătorii de bovine. Este aceeași situație. Trebuie să se asocieze, să-și creeze spații de depozitare, spații frigorifice și apoi să poată să comercializeze la parametri optimi și cantitatea pe care aceste lanțuri mari de magazine o doresc și pe care singuri trebuie să înțeleagă că nu reușesc să o facă. O altă veste bună este că pragul pentru prima lună a scăzut pentru toate submăsurile. Va fi la fel un prag lunar de calitate. Cei care vor atinge pragul respectiv vor depune în luna respectivă. Cei care nu vor depune în luna aferentă pragului de calitate, pentru care dânsii își fac un pre-scoring pe care l-au făcut și anul trecut. Într-adevăr, când suma aceasta se va termina, deci dânsii trebuie să se și grăbească puțin, pentru că interesul, să știți, este destul de mare. Când suma aceasta alocată pe sesiune se va termina, se va închide și sesiunea, dacă se termină înainte de 31 octombrie. Eu le doresc spor la treabă, îmi doresc cât mai mulți beneficiari în județul Hunedoara și să știe că ușa noastră este deschisă pentru orice informație au dânsii nevoie. La fel ne pot contacta în continuare să îi lămurim, chiar dacă depunerile și pentru tinerii fermieri se fac online. Doamne doctor, ne propuneați să vorbim astăzi despre un animăluț foarte frumos. Nici nu știu să-l încadrez în zona de companie, pentru că au început destui să-l țină și acolo, sau în zona animalului de curte. Da, hai să zicem un animal mixt, care prinde tot mai mult teren ca și animal de companie și poate tot mai mult teren și ca și animal de fermă, să zic, fiindcă totuși la noi, ca și consum de carne, de iepure vorbim, apropo. Dar eu am uitat să spun. Da, exact, este un consum destul de redus pentru nația noastră și nu avem educația consumului cărnii de iepure ca și în Occident. Însă, ce pot eu să vă spun? Ca și animal de companie începe să câștige tot mai mult teritoriu și doream să deschidem acest subiect, fiindcă este un animal și de sezon. Apropo, Hristos a înviat pentru toți telespectatorii noștri și văd că pentru o perioadă mai scurtă, din păcate, unde pentru anumite familii unde copiii își doresc în această perioadă iepuraș apar în familie, iar pentru unii chiar devine un hobby și o plăcere de lungă durată. Așa este, atât doar că este recunoscut cu unele sensibilități. Da, și aș dori să vorbim despre cea mai mare problemă a puilor de iepuraș care am întâlnit-o în practică. Este vorba de o boală parazitară numită coccidioza. În primul și în primul rând, pentru tineretul leporid, adică pentru tineretul de iepuraș, este o boală foarte periculoasă, chiar mortală. Această boală se transmite de la adulți care sunt asimptomatici, adică pot să aibă acest parazit în intestinul lor și să le elimine prin scaun, fără să prezinte niciun fel de semn de boală. Însă, tineretul fiind în dezvoltare, fiind mult mai sensibil din punct de vedere imunitar, undeva în perioada de la 3 până la 5 luni am observat și cazuri de mortalitate. Bineînțeles, mortalitatea apare în decurs de 2-3 zile la cazurile acute, chiar o zi la cazurile supraacute și undeva la 7 zile la cazurile mai cronice. Dar înainte de mortalitate, ce observăm? Ca și semne clinice, tineretul slăbește foarte mult, începe să refuze mâncarea, apare un scaun diareic deschis la culoare și majoritatea se și balonează. Este acel balon. Multă lume spune la acel balonat, fiindcă că este datorat alimentației sau că este datorat unor furaje. Nu zic nu, de aceea e important să excludem ambele cauze.
În primul și în primul rând, ce facem noi când se prezintă un iepuraș cu simptomatologia aceasta, la vârsta la care spuneam, este, pe lângă consultul clinic, un examen coproparazitologic. Ceea ce consider foarte important pentru un medic bun practician, pentru a ști exact cu ce se confruntă, ce tip de coccidie și ce tratament se instaureze ulterior. Tratamentul se poate face pe mai multe căi. La cazurile severe, administrăm tratament injectabil, fără discuție, fiindcă peste acest parazit se pot suprapune bacteriile secundare, trebuie susținut organismul cu multivitamine, cu tot ce înseamnă tratament simptomatic pentru deshidratare. Mă aștept în perioada asta să apară cazuri și de-aia am și dorit să vorbim despre acest subiect. Oamenii să fie pregătiți pentru cei care au și sunt convins că este multă lume care în perioada asta are un iepuraș mic acasă, să-i urmărească starea generală. Pe lângă asta, tratamentul la cazurile mai ușoare sau la crescătoriile, loturile mai aglomerate, unde sunt mai mulți iepurași în această perioadă, se recomandă tratamentul în apa de băut, făcut în funcție de protocolul stabilit împreună cu medicul veterinar. Și foarte important să nu uităm igiena. Igiena este atât de importantă, fiindcă ea în fond duce la îmbolnăviri, duce la scăderea imunității, duce la factori de stres, curățenia, temperatura, curenții de aer care sunt în adăposturi și în locul în care stă iepurașul, alimentația, poate iarăși fiind pe mâna unor proprietari mici sau unor copii, să zic așa, poate au tentația să-i servească cu diverse alimente care n-ar fi indicate și la iepuri, Doamne ajută, din păcate sunt foarte multe alimente care nu sunt indicate. Preferabil acele mâncăruri care se găsesc în pet shop, gata făcute și standardizate pentru un iepuraș în creștere. Pe lângă asta, fânul de bună calitate. Am avut mare grijă, am avut foarte multe cazuri de probleme, efectiv se culegea iarba din fața blocului și se dădea iepurașilor, ceea ce nu e chiar corect, fiindcă și iarba aceasta mai poate fi sursă de contaminare cu diverse bacterii, cu diversi paraziți, care iarăși pot supăra micii noștri prieteni. De ani de zile vă spun că apa e bună. Și așa e că nu v-am mințit. E bună dacă ai după jobe. Și eu am găsit. Uite, produsele tradiționale făcute de Bianca și Daniel Țurcanu la Bârsău. Le găsiți ori și în piața primăriei Deva, ori la magazinul Le Confex, lângă piața aialaltă mare, tă din Deva. Dacă nu, la ei acasă, cred că. Bune de te umpă maț. Eu nu mai pot, îmi lasă gura apă. Nu, nu-i așa, mă. Gustați și voi. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șoturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din Țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro! Drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor. Prețuri pentru buzunarele tuturor.
Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex. Pentru cei ce știu ce vor plantele. Turimpex Group, alături de fermierii hunedoreni de peste 20 de ani. Turimpex Group comercializează tractoare, motosape, mașini de tuns gazonul, motocositoare, motocoase, atomizoare, ierbicidatoare, freze de pământ, palotiere, pluguri, mulgătoare și alte utilaje agricole. Deva Calea Zarandului, numărul 70, telefon 0254-229-983. Turimpex Group. Toată gama de utilaje agricole pentru ferma ta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Atât și pentru astăzi, intrăm în linie dreaptă, pot să spun, cu multe, multe lucruri, multe lucrări care trebuiesc făcute. Totul depinde de ceea ce ne dă cel de sus. Și dacă totul e așa cum ne dorim și vă doriți cu siguranță, atunci vom avea suficiente subiecte cu care să venim înspre voi la următoarea întâlnire. Adică peste o săptămână, la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă!